prima întrebare, există slujba de evanghelist în biserica locală diferit de slujba de prezbiter, pastor? Nu. Nu, există oameni care sunt dăruiți în mod deosebit ca evangheliști, ca predicatori, dar Biblia pentru slujire, ca și oficiu, dacă vrem să urmim așa, are doar două categorii, prezbiter și diacon. Prezbiter este oricine care este slujitor duhovnicesc, în sensul că este, trebuie să aibă calificările și responsabilitățile de a da învățătură. Deci, evanghelistul trebuie să aibă aceleași calificări și trebuie să fie un prezbiter. Și el poate este foarte dăruit din partea lui Dumnezeu ca evanghelist. Da? Păstor, episcop, toate astea sunt termeni care, de fapt, în Sfânta Scriptură sunt de obicei același termen, poate tradus altfel sau sunt interschimbabil. Există prezbiter și există diaconi. După aia, fiecare prezbiter, fiecare diacon și fiecare membru individual ne arată Scriptura că este dăruit și înzestrat de Dumnezeu într-un mod aparte pentru a-și îndeplini chemarea care are la Dumnezeu. Deși membru de rând, mie nu-mi place sintagma respectivă, dar se zice membru de rând, până la urmă, are daruri din partea lui Dumnezeu și este înzestrat în anumite feluri mai mult decât în alte feluri. Da? Și lucrurile acestea trebuie ca să fie puse în slujba misiunii bisericii și a chemării care a primit-o de la Dumnezeu. Dar ca și oficii, ca și funcții în biserică, dacă vrem să le numim așa, există doar prezbiter și diacon. Ce faci ca lider, păstor, prezbiter, dacă congregația decide împotriva Scripturii într-un aspect important care ține de Evanghelie? Cum ar fi? Cine mă întreba dacă vrea ca să dea un exemplu, că mi se pare prea abstract. Probabil în ideea în care ai vorbit, spunând... Deci Evanghelia nu se pune la vot. Noi nu ținem adunări generale în care să spunem credeți că ar trebui ca căderea omului în păcat să facă parte din Evanghelie sau nu? Hai să votăm. Nu există asemenea aberații. Evanghelia este proclamată, Evanghelia este predicată, Evanghelia este învățată din amvon. Da? Nu este niciodată pusă la vot. Biserica, într-adevăr, nu neapărat că disciplinează, dar veghează. Eu, de exemplu, dacă zic o prostie neintenționată, vă dau un exemplu foarte simplu și plastic. Ziceam în prej la un moment dat, la noi la evanghelici e așa, da? Și imediat după predică am primit un mesaj de la un frate care e aici acum și zice, frate, cum adică la noi? Că la noi nu e așa. Nu mai tot spune așa, că lumea o să creadă că la noi în biserică e așa. Deci un simplu cuvânt, noi, care era incorrect. La noi nu era așa. La noi nu se fac lucrurile astea. Da? Dar eu vreau ca să ne includ cumva în ceea ce înseamnă piața evanghelică. Orice deviație, neintenționată chiar, va fi semnalată de membrii Bisericii Sfânta Treime. Da? Și dacă a fost o greșeală, eu mă pocăiesc de ea și au fost de multe ori în care a trebuit să vin cu clarificări. N-am intenționat să spun aia. Sau dacă ați înțeles asta, nu asta am vrut ca să spun. Da? Și în felul ăsta se ajunge încât cele două se cizelează. Da? Dar niciodată nu se pune la vot doctrina. Da? Biserica are o doctrină și o să discutăm asta și la o sesiune pe mărturisirile de credință. Biserica are o doctrină care deja este trasată, clarificată, da? Și biserica știe în linii mari care este învățătura predicată din amvon și repede se semnalează când se deviază de acolo. Dar nu va fi niciodată un vot despre lucruri care țin de Evanghelie. Deci, nu. Și dacă biserica, când intri în biserică, ai deja o mărturisire, nu văd în ce fel biserica la un moment dat ar spune noi nu mai într-un aspect fundamental din Evanghelie, deci e eronat complet. Sunt adunări generale în care se expun versete și spun cine e de acord din adunare ca să mergem pe principiile astea. Ceea ce e greșit. Noi nu votăm dacă suntem de acord cu Biblia sau nu. Adică la ce punct am ajuns dacă votăm să fim de acord cu Biblia sau nu? Da, nu știu cine zicea că eu și Hristos formăm majoritatea, știi? Da. Deci, și într-o biserică sănătoasă asta nu e o chestie de dictatură, adică în sensul că păstorii sau păstorul, dacă e doar unul, ar trebui ca să caute alții, nu vin și zic, domnule, eu sunt dictator, eu fac cum vreau, da? Ci dintr-o poziție pastorală, dintr-o poziție a unui om care inima ta să frânge pentru oamenii aia, vii și le expui ceea ce învață Scriptura, da? Și atunci ei se uită la tine și zic, ok, omul ăsta nu ne vrea rău. Eu am făcut un târg așa, implicit sau câteodată și explicit cu membrii bisericii când am fost în fazele incipiente. Oamenii, care e ideea? Cât timp
vă sfătuiesc să împliniți ceea ce spune Scriptura, aveți un pic de răbdare și haideți după mine. În momentul în care sunteți convinși că vă învăț împotriva Scripturii, da? Vă rog să plecați, nu vă supăr cu absolut deloc. Asta îți dă un credit înaintea oamenilor, da? Nu-i ceea ce zic eu, nu-i ceea ce cred eu, da? Eu nu vreau să faceți altceva decât ceea ce sunt convins în lumina Scripturii că ne poruncește Scriptura ca să facem. Și dacă faci târgul ăsta cumva ca și prezbiter sau prezbiter cu membrii adunării tale, îți dă un pic de latitudine, pentru că durează timp. Vor fi oameni care vor fi convinși de la început, păi asta e anti-Biblie. Ai un pic de răbdare, da? Dacă ai intrat în biserica aia convins că acolo este adunarea lui Hristos și acolo tu poți ca să crești ca și mădular, ai un pic de răbdare, că s-ar putea ca tu să trebuiască să fii maturizat într-un anumit aspect, da? Dacă ajungi convins în lumina cuvântului, fără echivoc, că este greșită acea biserică și acei prezbiteri despre Evanghelie, da? Și nu vor ca să asculte mustrarea membrilor, pleacă și caută o biserică adevărată. De fapt, aia n-a fost o biserică. Cum ar trebui să-i trateze biserica locală pe cei care adoptă sistemul sola scriptura? Solo scriptura. Dar nu sola, că e diferență, vrea să spun altceva. Când zice solo scriptura, da. Mm-hmm. Pretind că sunt singurii care știu ce spune scriptura și se izolează de adunare. Adică e exact opusul la sola scriptura. Sola scriptura acceptă comunitatea, acceptă învățători, acceptă învățături, mărturisiri de credință. Iar solo scriptura înseamnă eu singur cu scriptura. Eu cred ce vreau eu. Da? Cam asta e întrebarea, da? Cred, nu știu. Și sunt din ăștia? Da, asta e. Și ultima parte a întrebării? Deci pretind că sunt singurii care știu ce spune Scriptura și se izolează de adunare. Cum ar trebui să-i trateze biserica locală? Cei care fac dacă n-au nicio treabă cu adunarea, nu văd cum îi poate trata. Să arate public. Întrebarea rectifică, singur, da? Deci ei zic că ei sunt singuri și nu se integrează în adunare. Cum ar trebui să trateze biserica pe cei care nu fac parte din adunare? Păi nu îi poate trata nicicum. Deci nu are cum să-i trateze. Eu n-am cum să tratez pe unul care e acum în Beiuș. Dar dacă este deja membru în adunare, dar are o atitudine asta de izolaționism. N-are cum să fie membru în adunare. Nu va mai fi. Dacă a fost, nu va mai fi. Da, nu e membru în adunare și să fii de unul singur. Nu există membri insulari. Adică e contradicție. Eu sunt membru, dar eu n-am nicio treabă cu voi. Nu. Contradicție în termeni. Ați vorbit despre prezbiteri și păstori. Cum se clarifică slujirea păstorului, paranteză unul dintre prezbiteri, cu ceilalți prezbiteri din biserică? Poate orice prezbiter să fie păstor sau nu? Orice prezbiter e păstor și orice păstor e prezbiter. Dar fiecare va sluji biserica poate un pic diferit după darurile care le-a primit. Și de multe ori Duhul Domnului înzestrează poate într-o biserică, dacă sunt trei prezbiteri, ca unul să aibă un dar de învățătură mai proeminent. Și ceilalți prezbiteri vor spune, auzi, tu ar trebui să te ocupi de asta mai mult, pentru că e clar că Dumnezeu te-a înzestrat pe tine. Nu va fi nicio ceartă între trei oameni duhovnicești, de exemplu, ca să-și administreze. Eu rețin o discuție pe tema asta la o ședință de comitet, când eram și eu în mlaștina arminianismului pentru o perioadă foarte scurtă, în care era vorba că erau mai mulți prezbiteri și cineva din comitet zicea, dar trebuie să fie unul. Și zic, dar de ce? Păi trebuie să fie unul. Bun, dar de ce? Ce nu putem noi multipli ca să... Păi bun, dacă va fi o adunare generală, un eveniment, cine va face anunțurile? Serios? Noi câțiva oameni duhovnicești nu o să putem înțelege între noi cine să facă anunțurile? Trebuie să desemnăm unul ca și arhiepiscop? Auzi, fă tu anunțurile, că eu sunt obosit acum. Arhiepiscop cu anunțurile. Da, deci sunt niște aberații. Unde sunt oameni călăuziți de Duhul Sfânt, da? De la sine probleme se rezolvă. De exemplu, vă dau un exemplu. Andrei, la ora actuală, nu-i prezbiter, da? Asta e o discuție mai lungă, care nu o discutăm acum. Dar e clar că Dumnezeu l-a înzestrat ca și învățător, da? Și slujește sub autoritatea bisericii și conducerii bisericii și mai departe în învățătură. Eu niciodată n-am chestii de genul, știi, oare eu ar trebui să predic mai mult sau Andrei sau el să zică, mă, nu știu, eu ar trebui poate să predic și duminica aia. Și... Nu există așa ceva, deci absolut nu există. N-a existat din prima zi așa ceva, da? Amândoi recunoaștem că Dumnezeu ne-a înzestrat în feluri diferite, amândoi recunoaștem că avem un dar de învățătură, amândoi înțelegem că poate sunt nuanțe diferite și zic, mă, Andrei, uite, ar trebui să facem o serie pe
chestia asta. Mi se pare că tu ești mai potrivit. Și el zice, uite, biserica are nevoie, am văzut, de anumită abordare. Tu ar trebui ca să abordezi, că totuși, uite, ar veni mai bine așa, ești mai dăruit în felul ăsta. N-a existat niciodată vreo tensiune. Deci nu, eu nu văd. Unde există asemenea tensiuni, sunt prezbiteri care n-ar trebui să fie prezbiteri. Da? Nu zic că nu pot exista pentru un moment, dar se rezolvă. Până la urmă, între oameni duhovnicești, lucrurile astea se rezolvă. Duhul Domnului nu îi lasă într-o tensiune de genul. Dar nu cred că există. Și eu cred că nu există diferență între prezbiteri și păstori, pentru că Petru spune prezbiterilor, le zic păstoriți. La toți le zice. Nu zice la prezbiteri care au darul de păstor. Adică dacă ești prezbiter și trebuie să ai calificarea de a fi în stare să dai cuvântul, să înveți cuvântul, automat păstorești. Ăsta e principalul mod în care păstorești, dând cuvântul lui Dumnezeu, aplicând cuvântul lui Dumnezeu pentru congregație. Deja păstorești. Cum se spunea deja, s-ar putea să ai un dar proeminent de învățătură, un dar proeminent de evanghelist, un dar proeminent de cârmuire, un dar proeminent de păstorire. Da? Dar ești un prezbiter, nu ești arhi, nu ești patriar, nu ești prea fericit, nu ești nimic. Ești unul dintre prezbiteri care are un dar pronunțat de ceva, dar ești unul dintre prezbiteri. Prin excluderea unui membru al adunării este dat automat pe mâna satanei? Trebuie să îi se facă de cunoscut faptul că prin excludere este dat pe mâna satanei? Da. Da. Adică dacă ieși de sub, să-l numim așa, terenul binecuvântării, din comunitatea credincioșilor, da? Dacă tu ai respins ultima autoritate omenească pe care Dumnezeu a lăsat-o, care te confirmă că ești parte din trupul lui Hristos sau nu. Dacă tu ai respins-o pe aia, ești unde? Ești un teren neutru, ești într-o zonă gri sau unde? Iar noi ce să spunem? Mă, noi te-am dat afară, știi? Noi avem cheile împărăției, vrem să spunem că tu l-ai respins de fapt pe Hristos, dar s-ar putea ca tu să fii mântuit, nu vrem să te descurajăm. Nu! O să-ți facem foarte clar faptul că odată ieși de sub autoritatea lui Hristos care se manifestă prin biserică, ești în terenul diavolului. Și dacă ești copilul lui Dumnezeu, totuși ceea ce este posibil, te vei pocăi. Ești dat pe mâna satanei pentru nimicirea trupului, ca Duhul tău să fie mântuit în ziua lui Hristos. Deci Dumnezeu te va lăsa ca satana să dea cu tine din pământ și va da. Ești copilul Domnului. În istoria scurtă a bisericii noastre, eu am avut ocazia ca să pronunț această declarație asupra cuiva. Asta după multiple mustrări și după o mustrare continuă de 5 ore, da? În care i s-a explicat, în care l-am implorat să se pocăiască, în care i s-a dovedit și logic și biblic că este greșit și în final răspunsul a fost nu, 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 nu și verdictul final a fost verbal rostit, ești dat pe mâna satanei, da? Spre nimicirea trupului, în speranța că totuși te vei pocăi și te vei întoarce. Da? Până în ziua de astăzi nu s-au întors. Ne rugăm în continuare, sperăm în continuare, dar la ora actuală, bazat pe ceea ce putem observa, suntem convinși că oamenii aceștia nu fac parte din Biserica Răscumpărată a lui Hristos. Și credem că Dumnezeu ține cont de declarația asta. Deci nu e o chestie așa în vânt. Da? Noi credem că am procedat corect, noi credem că am judecat corect în lumina cuvântului și că există consecințe și că vor exista consecințe. Cred lucrul acesta și asta nu cred pentru că eu vreau răzbunare pentru nedreptatea care am făcut, pentru că vreau pocăința acestor oameni. Da? Și atunci mizez pe faptul că Dumnezeu va lucra prin declarația făcută de noi, da? Și prin felul în care va lucra în mod providențial în viața acestor oameni, dacă sunt copiii lui. Care este înțelegerea corectă a misionarismului? Ce este un misionar și dacă se poate vorbi despre acest rol? Misionar în sensul probabil că se referă la gen care asta face full-time. Da? Deci, în primul rând, că toți suntem misionari. Da? Evanghelizarea este un rol care fiecare membru, fiecare mădular în biserică o are. Mărturisirea lui Hristos, da? Este o responsabilitate a fiecărui membru oriunde s-ar afla. Taică mi-a zicea la un moment dat că marginile pământului, pentru că pământul e o sferă, e vecinul de vis-a-vis. Asta înseamnă pentru tine marginea pământului. Da? Dacă nu spui vecinului tău de bloc despre Domnul Iisus Hristos, gândurile tale că poate că mă ajute în Africa să le vestezi la ăia. Tu nu ești dispus să treci strada să vestești la cineva Evanghelia. Da? Acum, sunt oameni care sunt chemați de Dumnezeu prin Duhul Sfânt și înzestrați ca să facă lucrarea aceasta de misionar în sensul de a fi trimiși într-o țară străină, într-un popor străin și
și așa mai departe. Biserica, din nou, are responsabilitatea să recunoască pe acești oameni care sunt înzestrați, să îi susțină, să îi echipeze și să îi, să îi trimită. Dar toate acestea se fac în cadru, prin instrumentul care este, care este biserica. Nu cred și nu văd licență în Biblie pentru instituții misionare rupte din cadrul eclesial. Pentru toate astea trebuie să se întâmple sub călăuzirea, sub autoritatea bisericii și oamenii aceștia trebuie ca să fie supravegheați, investiți de, de biserică, recunoscuți de biserică. Nu văd un alt mandat în Biblie. Care este diferența între rolurile, funcțiile prezentate în Efeseni 4? Câte ore aveți la dispoziție? Deci nu, adică e prea vastă. Există o diferență foarte importantă și anume există anumite lucruri care nu sunt irepetabile, da? Biserica nu mai are apostol, de exemplu, și există anumite lucruri care sunt normative în viața oricărui biserică și ar trebui să tânjească după ele, ca Dumnezeu să binecuvinte biserica lor cu păstori, prezbiteri, învățători, evangheliști și așa mai departe. Da? Deci apostolii, pentru motivele care cred că le cunoașteți, sunt un fenomen care nu mai pot exista și astea alte instrumente și roluri sunt viața normativă a bisericii. În rest, dincolo de asta, ca și egalitate în Hristos, toți sunt egali, da? Ca și autoritate, până la urmă, toți cei care sunt slujitori sunt de aceeași autoritate, sunt egali împreună, înzestrați și responsabilizați de Dumnezeu să cârmuiască biserica, doar că au acele daruri diferite care îi diferențiază. Dar ar fi prea vastă discuția să luăm acum fiecare și să... Ar putea fi împărțite poate în trei categorii acolo în Efeseni 4. Apostolii și profeții au pus temelia bisericii. Biblia chiar folosește expresia temelia apostolilor și profeților. Evangheliștii se ocupă de expansiunea bisericii și s-au ocupat de lucrul ăsta, de plantarea bisericii. Iar păstorii și învățătorii sunt cei care cârmuiesc adunarea, edifică adunarea care este deja formată. Dacă temelia bisericii este pusă, temelia casei lui Dumnezeu, ceea ce se întâmplă acum este procesul de edificare și de expansiune, de lărgire a bisericii. Ales darurile pe care le adunare. Ultima întrebare, dar cred că ai atins subiectul și ai răspuns. Există o persoană cu direcție de autoritate peste prezbiteri? Cum se raportează prezbiterii la această persoană? Există, Hristos. Hristos, da. Da. Da, nu există președinți de cult peste prezbiteri, nu există președinți de comunități, nu există culte, comunități și așa mai departe. Astea sunt inexistente în Sfintele Scripturi, da? Și oricine exercită autoritate directă sau indirectă peste o biserică, din afara bisericii aceea locală, este în afara Scripturii și să se pocăiască de așa ceva. Mă refer la președintele cultului baptist, președinții de comunități, cultului penticostal, să fie foarte clar. Sunteți în afara Scripturii, pocăiți-vă și reveniți la Biserica lui Hristos. Dacă doar în cadrul legământului păcatele sunt iertate, în Matei 9 spune că acel slăbănog are parte acel slăbănog de legământul Domnului. Da, toți cei care au iertate păcatele sunt într-un legământ, în primul legământ veșnic făcut de Tatăl cu Fiul, când i-a dat niște oameni ca să-i mântuiască. Da? Nimeni nu are iertate păcatele decât în baza unui legământ. Spune că Iisus, când, în Evrei spune că Iisus, când a murit, a ispășit păcatele care au fost săvârșite și în legământul din tâi. Adică vechiul legământ, noul legământ sunt ambele cuprinse într-un legământ veșnic al Tatălui făcut cu Fiul, în care i-a dat niște oameni care au trăit și în vechiul legământ și în noul legământ. Și pe baza unui cadru legal ei sunt iertați. Trebuie să fie un răspuns scurt. Am spus, Ioan nu a botezat pe cei ce nu l-au primit pe Domnul Iisus. Da. Ioan nu a botezat pe cei care public l-au respins pe Domnul Iisus. El a venit să boteze ca să-l facă cunoscut lui Israel. Cei care au mărturisit împotriva Domnului Iisus, nu cred că Ioan vă botez totuși dacă voi vreți să fiți botezați. Sunt argumente că toți cei care s-au botezat primind botezul lui Ioan au crezut în Domnul Iisus. Nu. Dar nu cred că Ioan avea un pocăințometru ca să verifice credibilitatea mărturisirii lor. Dar cu siguranță nu boteza pe cineva care respingea public ceea ce spunea Ioan despre Hristos. Nu văd unde în Biblia putea. Da, și dacă ne uităm la... episodul între
ucenicii lui Ioan și apostolul Pavel, vedem că problema acolo nu era o cristologie, da? Acolo o cristologie falsă. Acolo problema era, încă noi n-am auzit despre plinătatea lucrării Duhului Sfânt, da? Și asta era problema lor. Pavel nu cumva confruntă, a, voi de fapt nu știți nimic despre Evanghelie, voi nu știți nimic despre Hristos, da? Nu semnalează nimic de genul. Avea o altă problemă. Scriptura este autoritate finală. Vechiul Testament, în ce măsură este autoritate pentru noi? Cred că sunt câteva pasaje biblice care ne ajută cum să interpretăm. Eu nu mă duc în Vechiul Testament și spun, și lucrurile astea sunt valabile și ce trebuie să facem cu ogoarele, să lăsăm într-un colț pentru aia, să nu avem două cusături de nu știu care fel într-o haină. Sunt foarte multe legi în Vechiul Testament, da? Vă aduceți aminte, un eveniment scurt, evenimentul schimbării la față, legea și profeții și Dumnezeu spune, de El să ascultați, de Hristos. Se repetă de foarte multe ori, legea și profeții, Hristos este împlinirea legii și profeților, da? Legea și profeții au ținut până la Ioan, sunt foarte multe texte în Sfânta Scriptură. Ce ținem din vechiul, primul sinod, în ghilimele, de la Ierusalim, se hotărăște ce este valabil din vechiul Testament. Sunt foarte multe cărți bune, cred că pe Magna Gratia, legat de teologia noului legământ, cum trebuie interpretate lucrurile. Eu mă duc din Noul Testament și mă uit la felul în care apostolii au interpretat legea și Vechiul Testament. Da? Nu mă duc invers. Văd cum revelația supremă care a venit prin apostolii Domnului Iisus Hristos, care au pus baza bisericii, cum au văzut ei Vechiul Testament? Cum l-au interpretat ei? Și așa îl interpretez și eu. Da? De exemplu, referitor la sabatul, unii zic, da, apostolii au ținut sabatul. Păi au ținut sabatul, s-au dus în sabat în sinagogă, că doar atunci se întâlneau evrei. Când puteți să le vestească Evanghelia, când erau toți evrei adunați la o luată, decât în sabat. Dar după aceea, când se duce la neamul, se vede o schimbare, da? Se vede o tranziție. Asta ții din Vechiul Testament, ce au ținut apostolii din Vechiul Testament, sau ce ne-au spus ei că trebuie ținut din Vechiul Testament, ei și Domnul Iisus Hristos, ținând cont în același timp de perioada de tranziție în care lucrarea Domnului Iisus și apostolilor în primul rând a fost întâi a iudeului, apoi a neamurilor, a grecilor. Da? În felul ăsta te duci de la Noul Testament, de la revelația Noului Testament și privești spre Vechiul Testament. Ce s-a împlinit de plin în Hristos este ținut de Hristos, împlinit în Hristos, iar acum suntem sub legea lui Hristos, sub interpretarea lui Hristos și apostolilor a Vechiului Testament. Da, și cumva o problemă mai pe larg, dincolo de aspectele astea teologice, până la urmă, de multe ori practice, lumea zicea, Vechiul Testament spune să fac aia, să nu fac aia, sau chestii de genul. Da? Problema mai mare este că dacă interpretezi metoda asta inversă de interpretare, deci revelația e progresivă. Da? Începe cu proto-evanghelia în Geneza și din ce în ce avem mai multă revelație și mai clară. Da? Dacă tu faci invers, nu începi de la Romani, Filipeni, Efeseni și te duci de acolo după ce toate umbrele sunt explicate înspre Vechiul Testament să vezi cum... și în Vechiul Testament e exact cum zice Pavel în Efeseni. Și în Vechiul Testament e exact cum zice Pavel în Romani. Dacă tot timpul zici, să înțelegi Romani, tu trebuie să înțelegi de fapt cum rabinii în Vechiul Testament... Păi aia nu înțeles corect. De aia sunt fariseii mustrați, de aia sunt evreii mustrați, pentru că Dumnezeu le-a lăsat toată revelația asta care arăta spre Hristos, spre planul de mântuire și ei au ratat-o total. Și Hristos vine și apostolul vin și spun toate lucrurile astea, de fapt, asta însemnau. Ca tare, eu citesc cartea Romani, care îmi spune că mântuirea este doar prin credință, doar prin har, după decretul suveran al lui Dumnezeu, după planul etern al lui Dumnezeu. Și după aia mă duc și văd în Vechiul Testament că, de fapt, toate lucrurile astea erau acolo deja. Dacă pornesc cu înțelegerea fariseilor din Vechiul Testament, nici nu mă mir că o să ai o teologie total falsă în Noul Testament și o să zici, în niciun caz nu poate să însemne că Dumnezeu a ales pe unii la mântuire și pe restul l-a lăsat în voia minților blestemate. Da? Dar este exact exemplul ăsta din Vechiul Testament care Pavel le folosește să dovedească exact asta în Romani 8 și 9. Da? De ce nu putem noi ca să acceptăm aceste lucruri? Pentru că noi mergem și luăm o interpretare greșită a Vechiului Testament, care este anterioară de Hristos și apostolii lui, și încercăm ca să o pliem pe Noul Testament. În loc să luăm revelația Noului Testament, care este revelația progresivă, mai amplă, mai clară, da? Și să zicem, Hristos a zis că lucrurile așa stau. În Ioan 3, în Ioan 6, în Ioan 10, în Ioan... peste tot ne-a explicat, de exemplu, problema predestinării, da? Ca tare, eu nu mai stau acum să inventez tot felul de chestii cu corabia, cu așa, cu nu știu ce, din Vechiul Testament. Da? Nici vorbă.
E clar pentru mine ce au însemnat toate lucrurile acestea, pentru că am tot Noul Testament care mi le explică. Dar trebuie ca să pornesc, exact cum am zis Andrei, pornesc de la revelația mai amplă, mai explicită și mă uit înspre umbre. Nu pornesc de la umbre și mă uit înspre locul mai luminos, pentru că nu voi vedea nimic într-o optică corectă. Ce ai face, de exemplu, cu Sara și Agar fără Galateni? Da, deci... Ea scoate Galateni, încearcă să interpreteze Sara și Agar. Vezi unde ajunge. Și a interpretat unul de la noi că a hotărât el cu soția să-și iau Agar. A interpretat unul. Da. N-a citit Galateni, probabil. Da. Nu, asta e adevărată. Da. Dacă botezul, nu de la noi de aici, dacă botezul implică aderarea la un grup de ucenici, la un proces de ucenicie, atunci de ce Filip l-a botezat sau l-a lăsat pe famenul etiopian? Cred că acolo a fost o directivă directă a lui Dumnezeu, specifică, un caz excepțional pentru Filip, cine a pus întrebarea, da? Pentru Filip, Dumnezeu i-a zis, du-te și ajunge calul, i-a spus Dumnezeu. Da? Hristos a lăsat un decret, un mandat, un tipar după cum să funcționăm cu botezul. Botezați-i în numele Tatălui, da? Faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i. Voia care botezați, să-i învățați. Ăsta e decretul, asta e mandatul. Există cazuri excepționale? Sigur că există cazuri excepționale, cum Dumnezeu i-a vorbit direct lui Filip să se ducă, să ajungă carul și să îl evanghelizeze pe ăla. Dacă ți se întâmplă așa, ești teleportat și primești revelații noastre directe la Dumnezeu, întâi o să te verificăm dacă ești în regulă. Da, dacă e un caz în ăsta excepțional, cu siguranță fă lucrul ăsta. Eu cred că se arată foarte clar, omul ăsta se ducea cu Evanghelia în locul lui de baștină și avea nevoie să se ducă cu acte în regulă, da? Acceptat, primit, printr-un om care era un evanghelist. Era o chestiune complet normală. Și da, dacă pe mine sau dacă trimite biserica pe cineva, un misionar, pe Filip sau pe oricine altcineva, nu știu unde, și el e singurul pocăit de acolo și se pocăiește cineva prin el, normal că o să-l boteze. Dar ăla intră într-un proces de ucenicie cu cel care l-a botezat, da? Cu cel care i-a predicat Evanghelia. Nu este cu nimic diferit. Asta este cu totul diferit, că era în paranteză pus aici de pustan și așa zisa greșeala lui. Asta e cu totul diferit de cineva care se duce la altcineva, deși are adunarea lui, se duce să fie botezat acolo și se duce într-un alt cadru de ucenicie, într-un alt loc unde se predică poate alte lucruri, este altă biserică, poate chiar altă mișcare, altă denominație. Lucrurile aiurea nu are niciun sens, deci e dincolo de mandatul biblic. Da, dacă tu te poți teleporta de la Viena la Beiuș sau pustan de la Beiuș la Viena, e ok să facă botezul ăla. Dacă nu, deci e absurd. Noi putem specula, nu ne spune, dar probabil, acum speculez și eu pentru că îmi permite să fiu un pic mai arminian, probabil că Dumnezeu a hotărât în decretul lui suveran să planteze o biserică în Etiopia. Da? Și de aceea a hotărât lucrul acesta. Nu e treaba noastră ca să împartem firul 4 despre decretele tainice a lui Dumnezeu. Da? Treaba noastră e să vedem ce ne arată Biblia ca fiind normativ pentru noi. Noi nu trăim în era acea incipientă a bisericii. Noi trăim acum cu revelația încheiată, temeliile toate puse, biserica are 2000 de ani de istorie. Da? Noi și voi nu suntem în cazul ăsta ca să trebuiască să ne punem asemenea probleme. Bine, întrebarea poate presupune și faptul că ăsta n-ar fi un botez valid. Eu nu asta am spus. Eu spun că dacă iei în calcul toate valențele sau toate nuanțele sau tot ce prefigurează botezul, normal ar fi să fie făcut în cadrul adunării. Nu spun că un botez care e făcut nu știu unde nu este valid. Da? Dacă este realitatea acolo, e Evanghelia, cred că este un botez valid. Da? Pentru simplu fapt că botezul arată în primul rând mărturia reală a omului aceluia că l-a primit pe Domnul Iisus Hristos și arată spre Evanghelie, spre Hristos, lucrarea lui răscumpărătoare, moartea și învierea lui Hristos. Da? Asta e prima realitate pe care o arată botezul. Că lipsește aspectul ăsta de ucenicie, asta este cu totul altceva. Da? Nu-s cuprinse toate valențele botezului, dar este cuprinsă esența botezului acolo. Da? Arată spre moartea Domnului Iisus Hristos și învierea lui și faptul că eu unit cu Hristos am parte de ele, am iertarea păcatelor, regenerarea. Păstorul care m-a botezat acum e un apostat. Trebuie să fiu rebotezat? Nu, pentru același motiv. Esența botezului este prezentă. Nu contează cine te-a botezat. Contează dacă tu ai înțeles Evanghelia, dacă ești născut din nou și dacă semnificația din spatele botezului este prezentă în viața ta. Ești tu născut din nou, ai murit tu și ai înviat împreună cu Hristos? Ți s-a predicat Evanghelia asta? Da. Cine te-a botezat? Nu știu, un sol al satanei. Nu face nicio diferență, pentru că în botez solul satanei nu-ți dă nimic ție. Bine ar fi fost să nu fi fost el. Dar dacă acolo a fost prezentă Evanghelia, este o adunare adevărată.
că s-a strecurat cineva care ți-a dat ție botezul și care n-are nicio treabă sau se dovedește că n-a avut nicio treabă, asta este cu totul altceva. Întrebarea este dacă esența botezului este prezentă acolo. A fost predicată Evanghelia? Este o adunare adevărată acolo? Da. Ai primit tu pe Domnul Iisus Hristos? Ai murit și a înviat împreună cu El? Da. Din punctul meu de vedere, cred că Biblia te lasă să crezi că este un botez. Dar ar fi bine să cauți niște păstori și o biserică care nu e apostată. Exact. Nu să zici, mă, uite, ce o zis ăștia... E valabil și pentru cine același lucru, dacă o administrează, dacă nu a administrat un... Dacă o administrează un om nenăscut din nou, de exemplu, cina Domnului. Dacă nu e valabilă. Într-o adunare adevărată unde se predică Evanghelia. Este cina Domnului, nu mai este valabilă. E absurd din punctul meu de vedere. Vă rog să comunicați. Sau să-i enumerați, scuzați-mă, metode prin care să învățăm copilașii cuvântul Domnului. Wow, sunt multe. Prezența lor în adunare. Dacă sunt prezenți în adunare pentru o perioadă oarecare de timp și discutați cu ei, veți vedea că au învățat foarte multe lucruri și foarte multe lucruri s-au întipărit în mintea lor. Ideea că, oh, ce poate Calvin ăsta, juniorul, nu Jean, să înțeleagă el din închinarea de duminică dimineața. Foarte, foarte mult, da? Foarte, foarte mult. Ce poate fiica mea de 10 ani sau cea de 6 ani să înțeleagă? Foarte mult. Am discuții teologice mai profunde cu fiicele mele decât cu mulți păstori, da? Deci veți fi mirat. Deci asta ar fi una. Expuneți-i la cuvântul Domnului acasă, citiți din cuvântul Domnului, discutați din cuvântul Domnului, folosiți să procese și materiale de catecheză, da? Există diverse, nu știu care sunt traduse de Magna Gratia pentru copii, dacă nu sunt, mai sunt și pentru copii. Există, de exemplu, catechismul baptist reformat pentru cei mici, pentru copii, tot felul de resurse de genul care sunt format răspuns și întrebare și răspunsurile în general sunt sumarizări a versetelor biblice și sunt și referințe acolo în care poți să stai după aia copilul și să citești din Biblie, să alegi un verset care să-l memorezi și așa mai departe. Sunt tot felul de metode de genul, nu știu. Da, noi cu Calvin facem Calvin ăsta, da? Nu, mulțumesc să precizez. Am discuții cu Calvin, care a murit acum. Cu Calvin a nostru. Noi am început să-i citim din Biblie foarte devreme. Vorbea foarte puțin, am început să-i citim povestioare din Biblie, istorii, siri din Biblie. Cu timpul el a început să pună întrebări, am comunicat și acum ne întreabă. Și acum, pentru că el vrea să-i citim prea mult, îi punem Biblia audio și ascultă câte 30-40 minute, o oră, aproape în fiecare zi. Aproape, rare sunt excepțiile. Dar asta a început de foarte devreme, da? De foarte, când sunt copii mici, nu știu să vorbească, ne rugăm cu ei, cântăm cu ei, citim din Scriptură. Ne rugăm cu ei, cântăm cu ei, citim din Scriptură și tot așa. Nathan abia silabisește, știe să spună să se roage, știe să se roage, știe să recite rugăciunea, o știe, abia silabisește, da? Faci cu copiii lucrul ăsta foarte devreme și vor învăța cuvântul lui Dumnezeu. Învață cuvântul din rugăciune, învață cuvântul din cântare, învață cuvântul din povestioare pe care le spui tu, din citirea cuvântului lui Dumnezeu. Și ai un dialog cu copiii de la propriu. Da. Deci te uimești ce poți să proceseze copiii. Eu am fost la o conferință de genul, mai amplu de o săptămână și a fost cazat împreună cu un alt păstor la o familie. Și dimineața noi ne-am trezit un pic mai târziu și ne-am făcut o cafea până să mâncăm micul dejun. Familia respectivă avea un nou născut în casă de câteva săptămâni. Și mama, la nou născut, citea din Scriptură. Și ne întreabă pe noi, doi păstori, vă deranjează dacă continui să citeți din Scriptură copilul în timp ce beți cafeaua? Am rămas extrem de marcat de evenimentul ăla. Cum să mă deranjeze că tu vrei să citești copilului din Scriptură? Și am stat și mi-am băut cafeaua ascultând pe mama aceasta citindu-i la un copil de câteva săptămâni din Scriptură. Extraordinar, da? Extraordinar. Ce poate învăța copilul la câteva săptămâni? Poate învăța glasul mamei care citește din Scriptură, da? Poate învăța lucrul ăsta. Știința dovedește, de exemplu, că încă din pântecele mamei un copil aude și deja de la câteva săptămâni, între 6 și 8 săptămâni, este în stare să învețe de la sunetele alea și un copil când e născut poate face diferența între un ton de voce nervos și un ton de voce fericit sau calm sau când mama vrea să-i spună ceva frumos. De ce? Că a învățat cum sună lucrurile alea încă din pântecele mamei lui. După ce e născut, da? Cu siguranță că poate învăța ce lucru și ce sunet minunat îi să-i citească mama din Scriptură. Încă de la vârsta aia fragedă. Și cu cât crește mai mare și poate procesa mai mult și mai mult și mai mult și mai mult și mai mult,
Și tu dacă crezi cuvântul lui Dumnezeu care spune că dacă înveți pe copiii tăi lucrurile acestea, asta va avea rod în viața lor, atunci eu cred pe Dumnezeu și practicăm asta. Recunosc, la noi în casă, eu fiind foarte mult în deplasare și cu lucruri și cu biserică așa, Anca se ocupă mai mult de asta, da? Anca se ocupă. Eu am mai mult așa discuții pe ce ele au deja procesat de multe ori și mă bucur să văd munca soției într-o discuție. Eu pun întrebări dintr-un text, din așa, și mi se dau răspunsuri și zic, a, ok, funcționează, da? Și mai discut cu soția și vedem ce ar mai trebui făcut. Dar trebuie să existe asta în casă și ambii părinți să fie într-un fel prezenți în educarea copilului. Nu e jobul bisericii în mod ultim ca să educe copilul și, Doamne ferește, nu e jobul școlii sau altcuiva ca să educe copilul după cuvântul lui Dumnezeu. Este responsabilitatea voastră ca și părinți și responsabilitatea noastră ca și biserică, prezbiteri, slujitori, ca să vă echipăm să faceți lucrul acesta. Doamne ferește, nu-i treaba liderului de tinere. Ce-i aia? Te simte de obicei care... Da. Dar ultima întrebare, de ce nu practicăm spălarea picioarelor la cina Domnului? Dar o practicăm, nu? Practicăm spălarea picioarelor. Metaforic. Metaforic vorbind, da. Cred că textul trebuie interpretat. Mihai are o predică, cred că, destul de clară, exegetică pe textul respectiv, despre spălarea picioarelor. Textul vorbește despre o curățire. Limba greacă poate arată mai bine lucrul ăsta, despre o curățire pe care o face Hristos odată pentru totdeauna, care arată nașterea din nou. Iar umblarea noastră în lumea aceasta aduce o murdărie a picioarelor. Și fratele Nuțu are o predică bună pe textul ăsta. Iar umblarea noastră în lumea asta aduce o murdărie și asta este o spălare continuă pe care o facem prin mărturisirea păcatelor noastre și prin sfințire. Așa, pe scurt, cred că asta înseamnă textul. Este o curățire primară care se face la început prin jertfa Domnului Iisus când suntem născuți din nou și o curățire continuă care urmează după aceea. Aia este învățătura textului respectiv despre spălarea picioarelor, despre umblarea noastră în lume, despre asta arată, da? Care umblare în lume atrage și se prinde din noi praful și păcatul lumii astea. Da, și unul la mână, unde se practică? Se practică invers. Că dacă te uiți la felul în care decurg evenimentele la cina cea de taină, spirarea picioarelor la început și nu-i la urmă, cum e la, de exemplu, bisericile pentecostale, unde se practică. Doi la mână, ea s-a practicat atunci când a făcut-o Domnul Iisus, înainte de întemeierea cinei Domnului, da? Care o pune ferm în afara cinei Domnului. Și trei la mână sau cât am ajuns, când apostolul Pavel sumarizează lucrurile acestea, spune că ce am primit de la Domnul, ce v-am învățat. Și începe direct de la cina Domnului și nu include spălarea picioarelor. Și eu ar trebui ca să fiu mai înțelept decât apostolul Pavel, ca să vin și să spun, eu am primit de la Domnul că de fapt și asta trebuie inclusă. Pavel cred că știa exact ceea ce a învățat Domnul Iisus și ce trebuie practicat. Da, dacă ne mărturisim unii altora păcatele, ne spălăm picioarele unii altora. Amin. Prin rugăciune, prin cuvânt. Da.